Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit la atelierul de creație! Astăzi vom face decorațiuni de Halloween. Da. Sunteți nerăbdători? Da! Foarte bine! Pentru ca să lucrăm decorațiunile de astăzi, avem nevoie de acadele. Aveți toți acadele? Da? Acadele, ce ne mai trebuie? Un marker. Da, avem. Așa. Și am spus eu ori șervețele din hârtie, ori dacă nu, pânză, ceva material. Dacă culoarea alb, verde, portocaliu. Trebuie să descoșim. Da. Așa, de ce mai avem nevoie? De sfoară, da, ca să le dăm, da? De urmicuță, da? Elastice de păr, ca să prinde mai ușor acadelele, da? O foaie albă, un creion. Deci aveți toate materialele necesare? Da, Antonia? Da, doamna. Ok. Vreau să te zic ceva. O să facem și glieci? Și glieci, da. Deci ne apucăm de treabă, da? Da. Ok. O să începem cu acadea. Deci luați fiecare câte o acadea, da? Am luat. Așa. Și cu un șervețel alb, da? Da, am luat. Deci un șervețel, da? Și punem acadeaua în mijloc, da? Deci acadeaua așa în mijloc și strângem în jurul acadelei șervețelul, da? Așa e bine? Foarte bine, da? Eu știu deja bine. Așa. După care vom prinde cu elasticul, da? Ia uitați, așa. Și vom face noi aici o fantomă. Nu cu doamna, am făcut o singură fantomă. Da? Ia uite ce frumos. Ai reușit? Hai Maria, cât ai zis eu, da? O trebuie să facem ochii? Acum ai de ochii. Așa, ia uite. Și așezi așa frumos ochița. Ai reușit, Denis? Eu fac partea asta. Foarte drăguț. O să fie mai fioroasă fantoma ta, Denis. Ai ciufulit-o cam mult. Așa, ok. Am făcut-o. Și tu, Alexia? Bravo, super. Acum luăm markerul, da? Da. Și o să facem ochișorii, da? Da, am făcut. La fantomă. Ia să vedem cum ne iese. Sigură? Sigur. Ia uitați cum a ieșit a mea. A mea a ieșit așa. Foarte frumos. Eu am făcut un zâmbet. Ia. Ce drăgălaș. Super. Ia, Alex. Foarte bine, foarte bine. Ochișorii mai mari să fie mai pronunțați. Da? Eu știu. Ce drăguț. Ia uitați. Foarte frumos. A ieșit și a ta, Denis. Nu este, este foarte frumos. Foarte frumos. Mai departe. Mai luăm și altă culoare. Ce culoare să luăm? Verde, ia. Dacă aveți hârtiuță verde. Deci toți luăm câte o hârtiuță verde, da? Un pătrat verde. Și la fel. Luăm cadeaua, da? O punem în mijloc, da? Iar pe urmă strângem în jurul acadelei și facem așa ca o rochiță, da? Întoarcem, da? Așa. Și prindem cu elastic. Și cam așa. Eu știu de cât două dată să... Nimică, nimică. O aranjezi tu, da? Rochița. Uite așa. Așa. Da? Hai, fă-o tu frumos. Așa. Ia, unde ai reușit? Nu e asta, doamna. E că o culez, nu? Da, gata, știu cum să-l fac. Așa,
Da, foarte frumos. Ia uitați, va ieși și vouă la fel? Da, nu le. Eu v-am pus copii. Ce drăgă, lași, ia uitați. Vedeți și frumos este? Și ochii. Și ochii, da. Așa. Ce decorațiune frumoase face. Așa. Eu l-am făcut cam așa, am supărat rău. Da, e supărat? Păi eu trebuia să ai o și mâini ca să ne... Ia uitați ce haios este monstrulețul meu. Vedeți, mai am unul. Uitați, mai mult, i-am pus fundiță portocalie. Vedeți? Ce frumos e? Da. Ia să vedem Maria, cum a ieșit acolo. Foarte drăgălași. Da, vă aranjează-i aici. Așa, foarte drăguț. Ia să vedem. Mai departe. Deci ce avem? Ia, luați-i mânuță să vedem voi ce decorație ne-ați făcut până acum. Super, Antonia, super! Nu chiar mi-a ieșit? Așa, cum vreau, ce drăguțe sunt! Ah, ce frumoase sunt! Mai departe, haideți să mai facem. Hai să facem și un liliac. Deci, liliac, am făcut eu aici un șablon și voi o să desenați cu markerul. Deci, desenați cu markerul pe foaia albă, da? Da, da. Eu deja, doamne. Ia uitați așa, un liliac pe care pe foaia albă desenăm cu marker. Uitați așa, da? Ne luăm după el? Da. Ca să putem să mai facem mai mulți lilii, să-i folosim și la alte acadele, da? Ați reușit? Uite așa, pe lângă. Deci, uite așa. Vezi? Foarte bine, foarte bine. Foarte bine. Așa. Păi și ochișorii. Ochișorii, eu te-am. Ai reușit, Antonia? Foarte drăguț. Păi și guriță. Cam așa, deci ăsta să-ți rămână pentru ca să mai poți să folosești și la alte decorațiuni, da? Așa, acum. Liliacul nostru, da? Îl folosim la următoarea decorațiune. Iar, din, luăm acadeaua, da? Foarte frumos, foarte frumos. Dar cum trebuie să deci luăm din nou acadea, o altă acadea, da? Și frunză sau ce aveți cu negru, da? Da, frunză, da? Da, frumosul cu foaile. Un celofan negru, da? Așa, și la fel, facem aceeași operațiune, da? Da, pe partea... Așa, la două. Să iasă negru, da? Da, da, da. Așa, da, foarte bine. Așa. Iar îi punem elastic. Iar, da, așa. Negru. Așa. Uite așa, va ieși și vă? Da, așa. Ați reușit? Da, da, eu foarte bine, foarte bine, Alexi. Așa, să mai întâlnim o dată, da? Da. Așa, ia uite ce drăguț e. E nu mai ieși bine. Ba da, este foarte bine, doar că trebuie să mai dai o dată cu... Da, este foarte bine. Deci la fantoma asta o să-i punem liliacul, da? Uite, ăla-i liliacul, da? Ia uitați, deci la fantomă îi punem liliacul, da? Da, cum? Îi punem liliacul, așa. Nu, o să-l prindem tot cu... Uite așa. Deci o să prindem cu... Asta, da? Așa. Mă puțin așa. Da? Da, ia uite ce drăguț iese liliacul mai mult. Mi-a ieșit, doamne?
Foarte bine. Vai, ce frumos, Antonia. Așa, ați învățat? Da! Vi se pare greu? Nu, e prea simplu. E prea simplu, da. Și așa, acum facem și ochii la Liliac, cei care... Da, putem să le numai acasă? Bineînțeles, sunt ale voastre. Ia uitați cum am decorat eu pomișorul meu, vedeți? O crenguță și am pus mai multe fantome. Am pus și un Liliac și cu portocaliu. Hai, mai avem culoarea portocaliu. Să facem și portocaliu, da? Și gata, am terminat decorațiunile. Gata. Ia uitați ce frumos aici, Lidia. Deci mai avem, iar mai luăm câte o acadea, da? Așa. Și facem cu portocaliu, da? Da. Iar punem în el joc acadeaua, da? Da, uite ce ușor. Deci gata, ați învățat-o, da? Da, am făcut-o. Foarte ușor, da? Da, trebuie câteva materiale. De ăsta n-am ce făcut. Ăsta nu o acasă. Deci ăsta îi facem ochii sub formă de triunghi și gurița la fel, da? Da. Da. Ne imaginăm că este un dublec, da? Da? Ia să vedem. Tot să facem câte un triunghi, da? Ia să vedem. Ia să vedem. Uite așa, triunghi. Deci desenează aici pe cărți. Triunghi, da? Da, așa. Nu știu să fac gurița. Nu știu să faci gurița? Nu. Ia și eu. L-ai făcut tot așa un triunghi. Ia. Tot așa. Da, și cu niște dințișori așa mai mari, mai pronunțați foarte frumos. Da, mă gândesc la mine. Doamna, mă gândesc. Era mai bine dacă puneai și hârtie ca să fie mai pronunțat portocaliu. Doamna, nu ce să face heroinul, că mă uită. Se face în America. America. Da, se face și la noi. America. Ce drăguț, nu? Ia uita să mai ieșit al meu. Putem să-i punem și pelerină, dacă vreți. Vreți să-i punem și o pelerină? Ce pelerină? Ia să vedem. Îi punem o pelerină verde. Verde. Dar eu nu mai am verde. Deci toți tăiem, uite. Nici eu nu mai am verde. Nici eu nu am. Deci cu forfecuța, luați forfecuța. Ia să vedem, unde e forfecuța? Aici. Deci fiți atenți. Tăiem așa o bucată. Unde mi-e forfecuța? Uite așa. Deci tăiem o bucată așa de mărimea asta, după care o tăiem în două. Ia uitați. Deci bucățica asta așa, o încrețim puțin și facem pelerină. Ia uitați. Ia uite, Maria. Da. Vedeți? Și o prindem iar cu elastic. Și o să aibă și pelerină. Ia uite ce frumos a ieșit. O tăiem în două. Așa. Așa, nu face pelerina. Da. Stai până la capăt. Așa. Eu nu am verde. Uite, uite și tu. Uite. Uite. Uite, Antonia, așa. Eu am făcut și pelerina. Vedeți de drăguț? Așa. Vă place? Da. Poate mai reușit așa. Da, foarte bine. Acum uite un crețești așa, doar că e puțin cam mare. Mai tăiem puțin, da? Să prindem în spate, da? Pelerină, da? Da, spate așa. Hai, mai punem și un elastic, da? Chiar mi-a ieșit, uite, mi-a ieșit ca un rege dublet. Da. Rege dublet. Vai, ce drăguț. Vă place? Da, da. Așa și acum vă decorați și voi un pomișor acasă sau ce vreți voi. O
crenguță. Ia uite ce frumos. Ce frumos e anomalia. Da. Doamna, pisicile mele, cum să zic, Roman și Julieta și Ana, sunt mici și știu să se urce în copac. Da? Da. Deci, dragi copii, pentru astăzi am învățat mai multe personaje care se sunt la Halloween și vom decora acasă un copăcel, un lucrur al vostru care vă este mai drag, da? Da? Ia să vedem. Să arătăm toți ce personaje am realizat. Ia, Maria, care sunt ale tale? O dendaie? Da. Ce frumos! A mea mără să o acadea. Nu nimic, o să o faci acasă, da? Să o mai bine să o mănânc. Ce frumos să ieși Maria cu... Mi-a mai mea mă foarte frumos! Foarte frumos! Și Antonia, ce drăguțe sunt Antonia! Foarte, foarte frumoase decorațiunile tale. Am arătat la ea bună. Da? Deci acum poți să-ți faci singură? Da, știu, da, știu. Da, știu, da, știu. Da, știu, da, știu. Doamna, așa? Da, foarte frumos. Ia, vino să le văd și eu. Vino să le văd, Alica. Alica, sunt patru. Deci asta le-ai făcut tu, da? Da. Vai, ce frumos, ia uite ce frumos ești. Ia să vă, și fantoma albă? Frumoase și verde. Ăsta e un monstruleț, nu? Da, da. Și la un lucrat, nu? Foarte drăguț. Foarte drăguț. Gata, poți să ți le iei, să ți le iei și acasă, da? Să-ți decorezi, da? Păi poți să-l pun așa, pe foc. Pentru astăzi, dragi copii, este suficient și ne vom opri aici și pentru data viitoare ne vom gândi să facem lucruri și mai interesante. Da? Da. V-a plăcut? Da, eu așa să vă zic ce e din casă, să faci o... Bine, la revedere!